Frați și surori, ne bucurăm că sunteți împreună cu noi pentru un timp de rugăciune. În direcția aceasta aș vrea să vă îndrept atenția spre cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt care este scris în 1 Epistola lui Petru, capitolul 4, versetul 7, unde găsim scrise următoarele. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii. Că andem pentru vremea sfârșitului, Apostolul Petru ne spunea că este o dovadă de înțelepciune să ne rugăm, să veghem la aceasta. Rugăciunea este vitală pentru credincios, este așa cum spunea un om al lui Dumnezeu, respirația sufletului. Este cea mai mare energie de care este capabilă mintea omului. Domnul Iisus spunea în Luca, în capitolul 21, versetul 36, făcând de asemenea referire la vremea sfârșitului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului omului. Trăim vrem de strâmtorare, vrem de confuzie. Secretul biruinței este rugăciunea. Dumnezeu ne-a spus că trebuie să ne rugăm. Domnul Iisus însuși ne aducea aminte că trebuie să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. Rugăciunea nu este ceva opțional, ci esențial pentru viața noastră de credință. Pavel ne îndemna și el de asemenea și ne îndemna la rugăciune necurmată. Rugați-vă neîncetat, spunea el. Frați și surori, haideți să-L căutăm pe Dumnezeu în rugăciune. Să-L căutăm împreună cu familiile noastre, să-L căutăm din toată inima noastră. Venirea Domnului este aproape. Trebuie să veghem. Trebuie să rămânem în picioare. Avem nevoie de putere și puterea vine prin rugăciune. Trebuie să ne rugăm. Vă îndemn ca în următoarele momente să ne proșternem înaintea lui Dumnezeu împreună cu familiile noastre și să cerem de la El un duh de rugăciune. Să cerem de la El să ne umple cu Duhul Său cel Sfânt. Duhul lui Dumnezeu va înflăcăra viața noastră de rugăciune. Vegherea în rugăciune ne face puternici. Și prin puterea lui Dumnezeu vom rămâne în picioare până la sfârșit. Haideți să ne plecăm înaintea Domnului în rugăciune și să cerem de la El har, îndurare, să cerem un duh de rugăciune și viața noastră să fie împrospătată în felul acesta. Ne rugăm împreună Domnului.